Biserica Ortodoxă Română sărbătorește astăzi, 1 octombrie, acoperământul Maicii Domnului în amintirea unei minuni întâmplate într-o biserică din cartierul Vlaherne. Credincioșii au venit în numără mare să asculte slujba la catedrala din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Această sărbătoare, acoperământul Maicii Domnului, dăinuiește de pe vremea împăratului bizantin Leon cel Înțelept și se ține datorită unei minuni care s-a săvârșit în Biserica Maicii Domnului din Vlaherne. Această minune s-a săvârșit către Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, pentru că el, stând la rugăciune în biserica aceasta, la sărbătoarea Maicii Domnului, a văzut în partea de nord a bisericii pe Sfânta Maică, ținând un acoperământ strălucitor, mai strălucitor decât soarele, deasupra poporului care se ruga. În acel moment, Constantinopolul era amenințat de o primejdie, iar Maica Domnului a intrat în mijlocul bisericii, a îngenunchiat și a rămas mai mult timp acolo pentru rugăciune. După acest episod al Maicii Domnului, primejdia a fost îndepărtată și orașul a fost scutit de suferință.